găsit, prieteni! Sunt Nata Albot și voi urmăriți o nouă emisiune din aventura noastră fotografică Discover the Roots of Life sau Descoperă căile vieții, organizat în Moldova pentru 12 fotografi, 3 dintre ei vin din Polonia, alții 3 din Italia, avem pe cineva din România, restul sunt colegi din Moldova, cu toții au creat o gașcă ca împreună să explorăm cele mai interesante locuri din Moldova și să vă interesăm și pe voi, ca să vă convingem să mergeți în aceste locuri și să le descoperiți. Ei bine, de data aceasta am ajuns în satul Puhoi, unde vinăria Asconii are sediul și podgoriile sale. Este vorba despre o vinărie care ține de regiunea Codru, dintre cele 3 regiuni tipice pentru cultivarea viței de vie. Eu tare mă bucur să revin aici, pentru că la vinăria Asconii au plăcintă minunată, un ice wine de care mi-e dor tot timpul și ospitalitate extraordinară. Oare Ion este pe loc? Mostly it's around 70-80% European varietals. Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Malbec, the French ones. We have a little bit of Riesling, Muscat, and of course we have a few local ones such as Fetească Albă and Fetească Neagră. These are the two local ones that we like the most. White grapes will usually always go into the press first, yeah, where the juice will be squeezed out, and then the juice will go into one of the fermentation tanks. Yeah, this is the traditional process for white wine. And this is plăcinta. And please make the difference of a different kind of plăcinta you tried. De fiecare dată când revin la vinăria Asconii, rămân cu aceeași impresie că pur și simplu mai bine decât atât nu se poate. Așa că dacă sunteți mai slab de fire și vă place bunișorul, nu veniți la vinăria Asconii. Chiar nu veniți, pentru că s-ar putea așa de tare să vă placă, încât să vreți să plecați acasă cu o cutie plină de vinuri Asconii sau, de exemplu, să aflați secretele gospodinilor pentru bucatele minunate pe care le veți savura aici. Sau și mai grav, s-ar putea să vreți să vă schimbați casa și chiar să vreți să aveți un alt loc de dormit. E ca așa, cum l-am ales eu. Și aș rămâne aici, dacă încă n-am avea atâtea destinații de descoperit în Moldova. Mulțumim că ne urmăriți, rămâneți alături de noi. Very good food, three types of placenta. I like the most this one with cabbage, because there's also placenta with brinza and placenta with potatoes, but this time won the cabbage one. N-o să-l uit pentru că a fost foarte multă mâncare, foarte bună. Eu m-am rezumat, fiind foarte calm, m-am rezumat la ce chiar, ceva ce-mi doream chiar să mănânc, era poftă de mămăligă cu brânză și cu smântână.
Mixola plus legumele care sunt legume de țară peste tot. Nu vezi roșiile alea de supermarket pe masă. Asta îmi place foarte mult. It was fantastic, the garden with the table for lunch. Evident, Christ wine, în primul loc, petrole, muscat. La Scone e foarte interesant vinul dulce. Ice wine l-am gustat la final, dar ice wine-ul foarte interesant, foarte interesant. Tell me, what are you doing now? What do you write? I'm writing the table with the score for eat, for the plates that we are eating for a contest. Bine ați venit în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Probabil unul dintre cele mai populare pentru turiști locuri din Moldova. Satul Trebujeni, care înflorește cu multe pensiuni, satul Butuceni, care se bucură și el de foarte multe locuri interesante pentru turiști. Ca să nu mai vorbim de priveleștea asta minunată, care nu îi poate lăsa indiferenți pe cei care au cel puțin un telefon mobil sau și mai și o cameră sofisticată. Am venit și noi aici cu fototripul nostru, cei 12 fotografi, vrând să facă un scurt popas ca să surprindă apusul de soare. De fapt, această seară se va încheia la stațiunea Butuceni, unde sunt sigură că ne vom bucura de cea mai gustoasă mâncare din Moldova și de cea mai extraordinară atmosferă pe care o poți găsi doar și doar la Orheiul Vechi. Cu toate acestea, mi s-a întâmplat să cunosc vara aceasta moldoveni care nu au fost niciodată la Orheiul Vechi. Ei, cum așa, prieteni? Haideți! But we call it coltunash. 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 And bigger. Yes. First of all, coltunash is a local pasta. Yes. And the filling is different to ravioli, and the shape is different to ravioli. Mm-hmm. Normal, their shape is like a triangle. Mm-hmm. But sometimes women are taking the corners and sticking them, so it becomes like a round. Mm-hmm. Inside we fill it with cheese, with cow cheese, with potato, with cabbage, and with sour cherries.
watching now two master classes. This is Col Tunaș, and here, look at this, she's doing a special... Ce-ați fie aici? O plăcintă? Plăcintă. A plăcintă? Plăcintă. Yes, this will be a plăcintă. But sweet. But sweet, yes, it will be our dessert. Dentro ci mette formaggio e dolce pentru noi. Nu ai băsit în pași cu toți. Spuneți-mi și mie. Să spuneți în pași așa ca toți să fie mulțumiți. Ok, Victoria. It's like eating a rose. Vedeți, sono un po' dei ravioli così a mano, un po' diversi dai nostri. And we are making this... Aneta, come here. Because don't hide, you cannot hide. So these are roses, but a special type of rose. It's a tomato rose? Yes. And we have huge fields of this rose. They are collected and left with sugar to macerate. And then it becomes a confiture that we are using to make local traditional dessert. Ce gospodinele de la pensiunea Butuceni demonstrează oaspeților noștri cum se gătesc deserturile tradiționale, eu vă invit în paradisul conservelor. Sì.
il guanciale, in realtà stiamo usando la pancetta locale, quello che abbiamo trovato. It's Ostsetwek, it's traditional Polish cheese from the mountain side, from Zakopane. Polish wafers, which are called andruty kalickie. Meat, Good morning! Moldova word. Ciao. Not boys.
satul Vodoceni foarte, foarte, foarte frumos, foarte frumos amenajat. Se păstrează stilul ăsta rustic și nu se iese din el. Să vezi cum se gătește mâncarea în mod tradițional e un lucru pe care pe străini întotdeauna îi va atrage chestia asta și cred că asta e și motivul pentru care mulți străini din Europa de Vest vin înspre România, spre Moldova, tocmai pentru că noi încă mai avem tradițiile astea și facem lucrurile astea. Simplu fapt că femeile au ieșit și au făcut plăcintele în fața noastră și le-au pus în cuptorul ăla cu jar, chiar îți dă sentimentul ăla că ești la țară și știi că se depune o muncă foarte mare în spatele unei mese de genul ăsta. Placenta, as with placenta with cherish, and I don't remember the words with the cherish. Belze. And ravioli. I have the opportunity to taste dessert. I'm a very dessert fan, and I still can remember the taste of the rose marmalade. It was so delicious. It's really like tasting a fresh rose. So sweet. You can feel it in your mouth. It's what the most good thing I have tried. And I also like the sweet placenta with the cherries inside and the rolled croissant. I really loved the room. It was simple but magical. Yes, really, really magical. Nu, eu mi-amintesc carbonara. Asta îmi pare că era cel mai interesant eveniment de ieri. Asta cum Roberto facea carbonara, pregătea. Făcut live în Polonia, foarte bine, deci au spus ceva despre țară, au arătat bucatele și au turnat vodka. Asta e principal. A fost unul dintre cele mai amuzante momente, combinația asta de prezentări Polonia cu Italia. În satul Butuceni, amatorii de arhitectură veche vor avea ocazia să-și scalde privirile pe frumoasele case autentice păstrate de oamenii care locuiesc aici. În satul Butuceni aveți ocazia pur și simplu pentru o zi să vă deconectați de la internet, de la televizor și să savurați natura și aerul proaspăt. În satul Butuceni și în Orheiul Vechi, de fapt, aveți ocazia să vă reîndrăgostiți de Moldova în cazul în care simțiți că relația voastră cam șchiopătează. Noi, cu întreaga echipă, vă dorim să aveți pasiune pentru a porni într-un itinerar cel puțin la fel de frumos ca al nostru, ca să descoperiți Moldova. Mie îmi spune Nata Albot, mă închin și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți săptămâna viitoare. Vă invit la un nou episod ca să continuăm să ne reîndrăgostim de țara noastră.